Bine ați revenit pentru a continua periplul sud-american, de data asta pentru a vedea cascadele Iguazu din partea argentiniană. După cum vă spuneam, din fost doi Iguazu, am luat un autobuz pe care scrie Argentina, șoferul ne-a așteptat să trecem de formalitățile vamale, apoi ne-a dus până la terminal în centrul orașului Puerto Iguazu, de unde într-un sfert de oră am ajuns la locul de cazare rezervat pe Booking. Cazarea mea a fost la hostelul La Mulata Apartment și a costat 54 de dolari pentru două nopți. Cursul de schimb pesos-dolar nu e important pentru că inflația în Argentina e galopantă și moneda lor se depreciază aproape zilnic. Am stat 11 zile în Argentina și am schimbat dolarul american la cursuri între 900 și 1600 de pesos. Contează și deprecierea bancnotelor, să nu fie tocite, rupte sau pătate. Dimineața următoare am luat un autobuz pentru Parcul Național Iguazu de la același terminal din centru. Biletul de intrare în Parcul Național Iguazu costă 20.000 de pesos, circa 20 de dolari, și include și transportul cu un tren turistic pe linie îngustă. E peronul acolo, uite, în stânga, acoperit. E plecat. E fac opus. Estación Central, los paseos desde aquí, tanto el superior como el inferior, a unos cuantos asientos de la estación.
Asta e circuitul inferior, 200 de metri. Apoi ne întoarcem și mergem și pe circuitul superior, nu știu, vreo 2 km. Nu faci și mie o poză? Cu ăla? Da, nu? A, trebuie să...
de pe circuitul superior al cascadelor, din Poarta Iguazu. Nu la fel de spectaculos ca partea braziliană. Așteaptă mâncare. Está gordito, se ve que come bien. Ay, qué hermoso. Son divinos para... O sea, sí, ya son domesticables, pero son divinos para... Si los crían de bebés, sí son. Ay, qué lindo, ¿verdad? Mira, Valen. Está cansado. Acá, Valen, acá. Mira. Poftim? Ce cu timp asta mea? Am pierdut cam mult. Dar tu vezi că sunt o grămadă de o familie. Da, știi? Da, că știi cu aici? Mamă că sunt. Thank you.
Trebuie să fac o poză, hai, terminăm. Zice că asta ar fi cascada ambiguă. Martin Waterfall. Am fost ieri pe partea braziliană.
Gorgoasu. Mergem la hotel, ne spălăm, ne odihnim puțin, mâncăm și plecăm la Tres Fronteras. După amiază am avut preocupări dintre cele mai casnice, plimbându-ne, fotografiind sau mâncând într-un loc care constituie o atracție turistică locală la confluența râurilor Iguazu și Paraná, unde este și frontiera comună dintre Argentina, Brazilia și Uruguay. Restaurantul pe tereasa căruia am servit masa se numește El Hito și am avut o imagine panoramică asupra graniței naturale a celor trei țări sudamericane. Ți-e fric? Nu, dai curent. Cum să-ți iei geaca cu căldurile astea? Râdeau ăștia de noi, drag. Restaurant la Tres Fronteras. Uite. După ce a trecut ploaia care a început cât am stat la restaurant, ne-am dus la casele noastre ca să pregătim bagajele pentru plecarea spre Buenos Aires de a doua zi. Să ne reîntâlnim sănătoși!